Trăiască poporul, atot inteligent și atot puternic. Începe 100% o nouă săptămână în care am să încerc din nou să vă explic ceea ce e dincolo de știri și să vă spun niște lucruri pe care dumneavoastră pe principiul la loc comandă. Presupun că mulți dintre dumneavoastră acum ridică o sprânceană. Bă, ce, bă, iar zice asta. Bă, eu am spus că în vecii vecilor, amin, tot ce ține de pensie specială, băi, nu va fi retrasă de pe piață. V-am zis, da? V-am zis de când era lupul cățel, de când toată lumea făcea din tăiat de pe trup în pensiile speciale, toată lumea făcea din asta o marotă electorală. Toți tăiau pensiile speciale. Ăsta era cel mai mare rău al României. Nu exista nici lenea, nici hoția, nici analfabetismul funcțional. Astea nu existau, frate. Lipsa de educație, cei 7 ani de acasă, lipsa de educație și sexuală, și sanitară, de toate felurile. Astea nu există în România. România este o țară perfectă și toți și-au luat ținta pe pensiile speciale. Știm foarte bine că nu vor putea umbla niciodată la ele. Astăzi am asistat la o comedie, Caragiale în picioare. Bă, Neanicu, auzi, Neanicu. Neanicu e în viață, vă spun eu, le scrie scenariul la ăștia. Deci astăzi am asistat din nou la o comedie de asta cu Goie și cu frații lui și cu Zoițica. Jur că și parlamentul, nu-i așa, plenul reunit, a votat el pentru tăierea pensiilor speciale de la parlamentari. Dar s-a uitat cineva cum a fost făcut proiectul de lege? Care va pica ca tirbușonul în brânză la Curtea Constituțională? Păi Nicolicea ce face? Că Nicolicea are 7 mandate, frate. Acum nu mai e parlamentar. Nicolicea, duce Nicolicea după aliază. Face sesizare la Curtea Constituțională. Și alea inamovibile ăia în robe vișinii, știți pe aia, nu? Aia o să uite conform legii Constituției. Bang, verdictul. Marș cu legea voastră. Iar politicienii, bă, noi am vrut, dar vedeți voi că ăștia de la curte. Păi dacă ați fi vrut, bă, dragilor, trăivar familia voastră, ați fi făcut o lege ca lumea. Nu cu goleneală, cu virguleală pe acolo, astfel încât să poate fi ușor atacată la Curtea Constituțională. Că eu am senzația că în Parlamentul României de vreo 30, nu mai știu câți ani, măi, să fac legi cu dedicație. Legi cu dedicație pentru niște unii. Legi care sunt făcute pentru populism, ca poporul. Poporul să meargă la fentă și care să pice cu siguranță. Ori le întoarce președintele, oricare ar fi el. Ori Curtea Constituțională. Și asistăm la niște mijloace fixe, irosite, aiurea, ca să dăm bine la popor. Păi nu trebuia să puncteze Ciolacu? Cât durează, Marcele? Cât durează, bre? Toată cutuma asta și-o întoarce pe lege. Cât? 2 luni? Maxim, nu? Și după aia ce zici? După aia ce zici? Că am început mandatul, că facem? Și ai băgat prilej așa? Oh, că PNL-ul a avut 4 premieri și ăia n-au putut să facă brânza pe care am făcut-o noi astăzi. E chiar că brânză, frate. Jur. V-ați uitat, mă, în comisia juridică? Că eu nu-s jurist, dar v-ați uitat, mă, pe legea aia în comisia juridică? Să o faceți în așa fel încât să nu poată fi atacată de nimeni? Deci am 2 ridic, fraților, ambii funcționali. Pariez unul dintre ei că nu mâine, azi, deja a plecat mail-ul către Curtea Constituțională. Ești pe bune. Mergem după fentă, nu avem aer. Tot astăzi o să vorbim despre fenta cu Prigojin, cu mercenarii Wagner, cu Putin, cu... Pai, mama ei! Fentă maximă. Sunt vreo 3 scenarii, le dezbatem pe toate. Ce știm? Știm că nu știm nimic.
Ce știm însă de Prigojin? Știm că e cu cașcavalul băiatul. Cine a jucat-o mai bine, o să aflați în emisiune. Alertă cică oficială, după inundațiile devastatoare din acest sfârșit de săptămână, dă holera în noi, adică s-ar putea. O să ne spună specialiștii despre ce e vorba și avem scandal și cu aur, că au fost unii dați afară și ăștia au câștigat nu știu ce proces, zic ei, să ceartă ca la ușa cortului. Și bineînțeles că din peisaj nu putea lipsi doamna Șoșoacă, care mi-am dat seama astăzi că are frate plămâni. Cred că are vreo 4. Că nu știam ce, eram pe aici prin redacție și știți cum sunt televizoarele deschise pe la noi, auzeam nu știu ce fluierături. Prr, 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 nu mă uitam la televizor. M-am dus până pe stradă, zic, bă, o fi unul dirigează circulația, pe aici se aude ca și cum dirija de la noi din sufragerie. Nimic, liniște totală pe stradă. Intru înapoi în sediu, pâr, 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 zic, bă, au luat-o colegii mei langa, au început să fluiere. O fi grevă japoneză la noi și nu știu eu, nimic. Băi, când arunc ochii pe un televizor, un fluier mic, 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 o doamnă foarte mare așa ca și poziție în stat, băi, o panoramă și un scandal. Zic, măi, ia să vezi tu ce s-a întâmplat. Oricum, avem, iarăși, pare-se, o săptămână interesantă. A, o să mai demontăm un foflău de ăsta cu tăieri de impozite, de nu știu ce. Dar o săptămână interesantă. Îmi pare rău că vă deranjez feng shui-ul, dar eu așa sunt mai direct, vă spun ceea ce e dincolo de știri, ca să nu avem vorbe. Începe 100%. Viorica Dăncilă cu noi, să rămână. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da. Haioasă, sper da? Că vină de la Națiunea Oamenii Împreună. De la Partidul Domniei Sale, Partidul Noi, da? Viorica Dăncilă e cu noi. Răzvan Munteanu, analist de politică externă. Bun găsit, Răzvan. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun, Georgiana Teodorovici e cu noi, Teodorescu este cu noi de la Alianța Or. Bun găsit, scuze. Vă caut la Paște. Puteți să mă căutați și de Crăciun și în an bisec, când vreți dumneavoastră. Andrei Gușă, comentator politic cu noi, bun găsit. Mulțumesc pentru invitație, domnul Bun. Lucian Iliescu cu noi, bun găsit. Mulțumesc pentru invitație, o săptămână bună. V-am povestit de doamna Șoșoacă, Diana și Ivanovici și de parlamentul ăsta, o adunare de oameni eleganți, niște oameni demni de dat exemplu, în cărțile de istorie, la un moment dat, peste 243 de ani, va scrie, în 2023, în Parlamentul României, niște oameni de stat, culți, citiți, cu un discurs senzațional. Se va învăța la facultate discursul politic. Așa este. Priviți. Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei de adoptare a propunerii legislative cu amendamentele admise. Să înceapă votul. Lăsați circul în sală că nu ne deranjează. Nu ne intimidează circul. Nu-i problemă. S-au învățat să fie intimidanți. Nu-i problemă. Regulamentul, uite aici. Ai 22 de colegi care au cerut să vorbească altceva de neafiliați. Mi se pare normal să respect regulamentul. 382 de voturi pentru 3 abțineri și 3 colegi care nu votează. Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate. Proiectul a fost aprobat la punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Parlamentului numărul 1 din 2008. La Balamuc, oameni buni. La Balamuc. Împreună cu colegii mei. Pentru dictatura puteți, pe care o aveți în Parlament, nu permiteți neafiliaților să vorbească. Duceți-vă la ambasada Rusiei. Du-te la America și linge-i canța, că ei te-au pus acolo, ai vândut țara Americii, împreună cu toate resursele României. Ce-ați este... spus dumneavoastră toată viața ca să ne reprezentați aici? Da, doamne, cum vă rog permiteți ca PSD-ul și PNL-ul? Nu mă interesează ce dați. Sunteți o mincinoasă ordinară. Mulțumesc mult! A mea colegă, pe numele ei Cătălina Iordache, a avut bilet de VIP la Balamucul din Parlamentul României și ne povestește. Cătălina, bun găsit! Bun
Bun găsit! În primul rând, în urmă cu câteva momente, a început ședința de plen a Camerei Deputaților în care se dezbate desființarea pensiilor speciale, toate pensiile speciale, inclusiv magistrații sunt vizați aici. Sunt mai multe modificări care au fost transpuse în amendamente de parlamentarii coaliției PSD și PNL. Vorbim în primul rând despre un impozit de 15% pentru părțile pentru care nu sunt plătite contribuții și care depășesc salariul mediu net pe economie, dar și de o flexibilizare a perioadei pe care pensionarii speciali o pot alege pentru calculul pensiei. Pe de altă parte, ceva mai devreme, aici în Parlament, în plenul reunit, a fost votat proiectul pentru desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Sunt acum ridicate mai multe semne de întrebare cu privire la constituționalitatea acestor proiecte. După cum ați văzut, nu a fost o ședință lipsită de tensiuni. Senatorul Diana Șoșoacă a mers la pupitru, nemulțumită pentru că președintele de ședință nu-i dădea cuvântul, avea un fluier, așadar se dezbate acum și acest proiect pentru pensiile speciale generale, iar votul final se va da miercuri. Mulțumesc, Cătălina, pentru detalii. Avem ditete, dar ce nu avem este o anumită siguranță. Dacă proiectele astea de lege vor trece sau nu de Curtea Constituțională, pentru că sper, doamnelor, domnilor, că nimeni nu se îndoiește de faptul că cineva va contesta ceea ce s-a întâmplat. Doamna Dăncilă. Da, am văzut ceea ce se întâmplă în Parlament. Este regretabil că o instituție care ar trebui să trezească admirația cetățenilor vede ce se comportă în acest mod. Și aici nu mă refer numai la doamna Șoșoacă, mă refer și la reacțiile celorlalți. Nimic nu justifică ca să ai un comportament asemănător când vezi un comportament de genul acesta. Am văzut că și președintele de ședință, domnul Simonis, a avut anumite cuvinte care nu își aveau locul în plenul Parlamentului, până și din partea primului ministru, acea afirmație mincinos ordinar, cred că nu ar fi trebuit să existe în vocabularul dânsului, având în vedere funcția pe care o ocupă în acest moment în statul român. Legat de proiectul de lege, am văzut că în cadrul proiectului există un articol prin care trebuie să fie tăiate și pensiile aflate în plată. Păi nu tocmai acest articol a făcut obiectul neconstituționalității legii tăierii pensiilor speciale? Nu știm că nu putem să un bun dobândit nu mai poate fi luat? Deci eu cred că tot acest joc, toată această lege pe care astăzi au votat-o și asupra căreia au dezbătut atât de mult în plenul Parlamentului, nu va avea finalitate și că toți cei care au spus acum că pensiile vor fi eliminate nu au crezut în capacitatea poporului român de a discerne faptul că sunt mințiți și că merg pe aceeași logică pe care am văzut-o în ultimii ani. Dar vreau să... O secundă, doamnă Todorescu, doar vreau să-l prezint pe senatorul Sărești Ștefan Pălărie, este și domnia sa cu noi. Vă salut, domnule senator. Bună ziua, vă salut. Imediat după doamnă avocat Teodorescu. Așa cum spune doamna premier, o lege care produce efecte asupra pensiilor nu poate să retroactiveze. Vorbim de un drept câștigat. Ori această lege care s-a votat astăzi și pe care am votat-o pozitiv și noi cei de la AUR dintr-un singur motiv, că ne opunem menținerii pensiilor speciale. Dar asta nu înseamnă că suntem de acord că demersul PSD va reuși. N-are cum să reușească. Legea va cădea la CCR, n-are cum să nu cadă, tocmai pentru că ea retroactivează în forma în care a fost scrisă. Deci, practic, suntem într-o situație în care se livrează românilor o iluzie că s-a rezolvat problema pensiilor speciale ale parlamentarilor, deși, faptic, ea nu este rezolvată. Domnul Pălărie, cum vede USR-ul toată această poveste? Adică ați participat la joc, ați votat pentru că, ia ce să vezi, altfel luați bobârnace de la electorat și știm cu toții, cunoaștem adevărul că legea pe care ați votat-o astăzi este una care numai lege nu e. Domnule Botin, să știți că eu personal m-am săturat de numărul de ani de când tot auzim eliminarea pensiilor speciale. Haideți să lămurim câteva fapte. Aceste pensii speciale au fost introduse într-adevăr de către PSD,
PSD este urmașul FSN-ului și urmașul PCR-ului. Deci este atât de obișnuit să gândească în două tipuri de lumi. Lumea privilegiaților, acelor speciali, care au nevoie de beneficii consistente date unde altfel și cum altfel decât în Parlament și prin lege, și cei obișnuiți care pot să moară de foame sau pot să nu se ajungă de la o lună la alta cu valoarea pensiei. Deci PSD este cel care a inițiat această lege. Tot PSD a introdus și pensiile speciale pentru primari. Domnul Marcel Ciolacu, cu mâna dumnealui în calitate de deputat în mandatul trecut, a semnat pentru introducerea pensiilor speciale pentru parlamentari. Iar acum îl vedem marele om al vorbelor și nu al faptelor, că cine a spus asta cât se poate de direct, da? Cum reușește să, sau creează un spectacol așa cu o perdea de fum, în care spune PSD se luptă pentru eliminarea privilegiilor celor speciali. Domnul Simoni spunând același lucru, odată pentru totdeauna haide să le eliminăm. Dar dumnealor uită că nu este decât un proiect copy-paste al proiectului USR, care aștepta în sertarul Parlamentului de aproape un an și jumătate din mai anul trecut. Doi, nu doar că au făcut un copy-paste, dar măcar puteau să facă treaba până la capăt, dar în mod intenționat au decupat cu stoicism exact o parte extrem de importantă din expunerea de motive, și anume impactul bugetar calculat. Acolo n-au mai pus nimica, lăsând întotdeauna așa ca un fel de pachetel cu bombă înăuntru, lăsând întotdeauna să existe o vulnerabilitate de constituționalitate. Iar în rest, de spectacol ne-am și lămurit și ne-am și săturat cu toții. Vedem că nu reușesc decât să și unii și alții, că și doamna Șoșoacă, dar și domnul Marcel Ciolacu, exact prin limbajul utilizat, să coboare, dacă se mai putea și mai mult, să coboare nivelul acestei instituții, pentru că domniile lor reprezintă totuși niște instituții, reprezintă Parlamentul și Guvernul. Ori a te coborâ la acest tip de limbaj nu face decât să ducă în derizoriu bruma de încredere pe care poate o parte dintre cetățenii mai aveau față de aceste instituții. Vă dă replica deputatul PSD Gabriel Zetea. Este și domnia sa cu noi la cadru. Bun găsit, domnule Zetea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. E amuzantă emisiunea asta numită 100%. Eu spun că ați făcut un proiect prost care va cădea la Curtea Constituțională. USR-ul confirmă și spune că ați copiat de la ei acest proiect prost și împreună sunteți parlamentari și ați trecut o lege despre care toată lumea spune că va cădea la Curtea Constituțională și că până la urmă asistăm la o sarabandă de demagogie ca să mai, nu știu, păcăliți niște nehotărâți. E adevărat, nu e adevărat? Da, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua încă o dată! Nu, proiectul este făcut în bună credință, cu bun simț. Este un vot politic astăzi, asumat de către întregul Parlament, până la urmă întreaga clasă politică, acela de a elimina complet pensiile parlamentarilor, pensiile speciale ale parlamentarilor. Și dacă, Doamne ferește, așa cum spuneți dumneavoastră, există riscul de a fi declarat acest proiect de lege neconstituțional, eu, ca și parlamentar aflat la primul mandat, care nu beneficiez de pensie specială, o să-l votez de 100 de ori de acum înainte, pentru ca ele să nu mai fie în vigoare. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, ce poate să fie neconstituțional atunci când vorbim despre judecata pe fond, eliminarea a două articole din statutul parlamentarilor. Că atâta prevede această lege. Eliminarea completă a prevederilor unde se vorbește despre posibilitatea ca parlamentarii să primească aceste indemnizații speciale. E, astăzi, Parlamentul României consideră că parlamentarii să nu le mai primească. Cine poate să cenzureze voința politică a parlamentarilor? Așa cum pensiile au fost introduse prin lege, la fel în acest moment ele sunt desființate prin lege. Sunt deprinse toate condițiile de constituționalitate, dar aici poate că aveți dreptate. Instituțiile statului român ar trebui cu adevărat să lucreze mână în mână. Să înțelegem că atâta vreme cât există voință politică, nici puterea judecătorească să nu ia decizii așa, mai de capul ei, să reinstituie niște privilegii pentru niște oameni, pentru că avem până la urmă datorie și față de poporul român și avem datorie și față de Comisia Europeană, că ne-am angajat noi prin PNRR că o să facem reforma asta a pensiilor speciale. Deci astăzi totuși vorbim de o lege clară, votată în Parlamentul României, nu în 30 de zile, așa cum a spus Rareș Bogdan, acum vreo foarte mulți ani de zile, ci în 10 zile de când este prim-ministru Marcel Ciolacu, care a arătat că se ține de cuvânt până la urmă.
Da, două pălărie, vrea să-i spuneți ceva domnului Zetea și da, nu se... Da, îi transmiteam domnului Zetea pe de o parte că dacă nu ar fi introdus PSD-ul aceste legi speciale pentru parlamentari, nu am fi avut acum nici această discuție, nici această problemă. Poate mai rezolvam din problemele României. Și în al doilea rând, pare mai degrabă că PSD-ul se transformă așa într-o școală de balet, în care, ca în dansul lebedelor, vedem câtă grație și câtă coordonare într-un spectacol, încă o dată spunem asta, pentru că sunt șanse foarte mari ca o parte dintre chiar colegii de la PSD, foști colegi de la PSD parlamentari, să conteste la CCR această lege. Ar fi trebuit să aibă procedural toate elementele, inclusiv la expunerea de motive, calculul de impact bugetar, ceea ce astăzi lipsește. Noi, evident, nu o să contestăm la CCR, dar sunt alții care așteaptă să le intre în plată acest beneficiu. Aceia o să fie cei mai mari contestatari ai anulării pensiilor speciale. Da, Lucian Iliescu, Andrei Guș. Da, domnul Zeta, mie mi se pare că dumneavoastră astăzi, și îmi cer scuze dacă folosesc acest cuvânt, dați dovadă de o ipocrizie maximă. Nu că dați vina pe PNL și pe Ciucă, departe de mine să-i apăr, dar ați avut 2 ani de zile la dispoziție, parlamentar fiind, și sunteți la primul mandat, și în caz că Curtea Constituțională, clar că un fost parlamentar o să facă acolo contestație, veți fi beneficiar de pensie specială dacă această lege a dumneavoastră va fi blocată la Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, explicați românilor de ce va trebui 2 ani ca să introduceți acele 2 prevederi pe care le-ați introdus astăzi. Aveți 40% din Parlamentul României. Și dumneavoastră ne spuneți nouă că PNL este vinovat, sunteți în egală măsură vinovați, iar oamenii nu așteaptă circul ăsta pe care îl faceți dumneavoastră astăzi, în care, și să vă mai spun ceva, că și eu am fost senator, pentru ce un parlamentar neafiliat nu are dreptul la cuvânt în Parlamentul României? Că ce, că ați făcut dumneavoastră un regulament de ordine și funcționare ca să vă fie benefic? Și noastră, cei de la USR, ar trebui să susțineți asta. Orice parlamentar este egal în Parlamentul României. Nu după majoritate și după cum... Eu nu sunt un fan Șoșoacă, doamna Diana Șoșoacă, cu toate că comportamentul dânsei este deviant de foarte multe ori, dar și răspunsurile pe care dumneavoastră le dați, și mă gândesc la domnul Ciolacu, sunt niște răspunsuri de o grosolonie de la vârful statului român, ca și prim-ministru, fără de margini. Adică vă complaceți într-un borhot, iertați-mi cuvântul, în care românul de acasă nu o să mai înțeleagă nimic. Și să știți un lucru, dacă Curtea Constituțională, în urma unei sezizări a unui fost parlamentar, va pica ce ați votat dumneavoastră astăzi, sunt curios cum o să scoateți bazmaua în fața românilor. Și eu cred că m-am spus suficient. Bun. Dacă îmi dați voie să am și eu un drept la replică, ar fi foarte bine înainte de a vorbi și public pe posturile de televiziune să ne informăm. În Parlamentul României, astăzi deputația neafiliați, din care face parte și Diana Șoșoacă, toți cei 22, s-au înțeles și au scris, au semnat că în numele lor va vorbi Violeta Alexandru. Doamna Șoșoacă, evident că nu a acceptat nici măcar ceea ce spun ceilalți colegi neafiliați din Parlamentul României, nu ce spune PSD-ul sau PNL-ul sau USR-ul sau celelalte partide. Deci 22 de parlamentari au hotărât că un alt parlamentar, deci și nu doamna Șoșoacă, să vorbească în numele lor. E o minciună ce spuneți dumneavoastră acum. Este o mare minciună. Orice parlamentar... Bine, okay. Trebuie să... Bine, să... eu nu v-am acuzat, eu nu v-am acuzat. Nu, nu, dar nu poate orice fața, parlamentar când dorește fiecare să se exprimă oriunde. Dar vă rog, dar să aveți bunul Zete, simț, să mă ascultați că v-am ascultat, nu v-am acuzat de nimic, v-am spus doar că nu sunteți informat. Nu, domnule, aveți un regulament de ordine și funcționare care îl schimbați așa cum doriți dumneavoastră și mâine, da, dacă vi care trebuie respectat. Dacă vă treziți, nu, pe, dacă vă treziți pe partea cealaltă a pernei, mâine nici dumneavoastră nu mai aveți voie să vorbiți în Parlament. Cu toate că sunteți ales de români. Stați, da, că avem alt subiect. Domnul Zetea, alo, poporul către domnul Zetea. Cu cine vorbesc? Ca să știu că eu nu vă văd. Lucian Iliescu, domnul Zetea, fost senator, ca să știți. Domnul Zetea, poporul, vorbiți cu mine. Vă salut, domnul Iliescu. Dumneavoastră sunteți supărat astăzi că vi s-a tăiat pensia?
Nu, nu, că eu nu beneficiez. Hai să vă spun ceva, eu când am candidat în anul 2020, m-am dus la notariat și am dat o declarație că n-am nevoie de pensie specială. Am făcut-o publică. Eu m-aș bucura ca dumneavoastră, uite, mâine, domnul Zetea, mergeți, nicio valabilitate juridică. Mergeți dumneavoastră mâine la notariat și faceți această declarație că n-aveți nevoie de pensie specială. Și arătați-le tuturor celor care sunt. Mergeți la notariat și îmi donați mie pensia specială. Și donați-o la un azil de bătrâni. Nu-i nevoie, că eu nu beneficiez de ea. Dar de ce nu beneficiați? Că a stăiat azi, prin vot, pentru că așa? Am dat astăzi o lege. Genial. Prin care parlamentar, parlamentar la primul mandat. Deputat, deci nu am un mandat întreg. Când mama măsii ați auzit vreodată că o lege se aplică retroactiv? Pă bun. Da, stați un pic, că indemnizațiile astea se plătesc în funcție de disponibilitatea financiară a țării. Nu e un drept pe care să-l aibă cei care au fost înainte în mandat. E o decizie politică pe care Parlamentul a luat-o. E așa cum le-au dat, acum parlamentarii au hotărât că nu mai e cazul. Așa se rămână numele. Andrei Gușai, mi-a plăcut și Nicolae zis că cine nu votează cu proiectul ăsta de lege va fi exclus din Partidul Național Liberal. E foarte convenabil atâta timp cât nu va trece de Curtea Constituțională și înțeleg de la, mă rog, toată lumea că nu prea va trece pentru că nu e logic, o chestiune retroactivă nu poate fi aplicată. Un drept. Eu nu sunt fanul domnului Șoșoacă, dar având în vedere proiectul ăsta care e clar că nu trece, cum altfel să se manifeste când o hoardă de 100 de parlamentari se prefac că votează ceva ce nu poate fi aplicat? Iar cu tot respectul, chestiunea asta că Curtea Constituțională nu poate să nege ce vrea Parlamentul, nu cred că ține ca argument, pentru că tocmai de-aia există Curtea Constituțională. Așa că, mă rog, așteptăm să vedem dacă aveți dreptate sau nu, dar dacă nu, așteptăm, mă rog, reacția parlamentarilor care au făcut o lege proastă. Și aici e vorba sau de rea credință sau de incompetență, nici nu știu care e mai greu. Hai să-i dăm un minut și lui Răzvan Munteanu ca să încheiem. Da. Ce? Cine? Îmi dați și mie dreptul să vă dau drept la replică, scurt. Spuneți-mi mie unde dumneavoastră, de bun simț, vedeți neconstituționalitatea eliminării din statutul parlamentarului a posibilității de a primi această indemnizație de vârstă. De ce voința supremă politică a Parlamentului poate să fie cenzurată de către cineva? Asta înseamnă că niciodată, de acum înainte, Parlamentul nu va putea să taie pensiile speciale parlamentarilor pentru că nu funcționează retroactiv. V-a spus doamna prim-premier mai devreme. Doamna fost premier Dăncilă, fiindcă asta încerc eu să vă spun. Tot Lucian Ilescu, dumneavoastră, a pus două paragrafe acolo. Nu are nimeni nicio problemă cu ce se va întâmpla de azi încolo. Dar dumneavoastră a stipulat în această un paragraf în care doriți în urmă să le luați. Pe Boc, nu există. Mă apucă nervii. Da. Deci Boc a tăiat pensiile speciale, da? Care au fost inventate de PSD. Păi, Gabi Zeta, cu tot respect, voi ați inventat, mă, pensiile speciale, da? Le-a tăiat Boc, i-ați rupt capul lui Boc. Da. A zis, bă, că nu știu ce și nu știu cum. Tot voi, cei de la PSD, ați contestat cu Nicolicea în frunte, mai țineți minte? Nicolicea, că era mare șef la Comisia Juridică, voi ați contestat, mă, la Curtea Constituțională și ce să vezi, guvernele post-Boc au plătit toți banii pe care îi tăiase Boc. No, da? Exact. Și acum veniți voi ăștia de la PSD un lucru, și ziceți, un lucru, să moară copiii supereroi, lui tata, supereroi. Bang! Da. Superman, v-ați plătit ca strudel în brânză. Ce aveți, mă, suntem copii? Răzvan Munteanu, 20 de secunde. Trebuie să iau publicitate ca vizeta. Nu-i vorba despre pensii. Nu-i vorba despre pensii ca să nu fie neconstituțional tăierea lor retroactivă. E vorba de indemnizații. Și faceți marea asta diferență. Până la urmă, juridică, okay, între cele două noțiuni. Okay. Nu e stai vorba că de acum pensii. Acum că faceți voi brânza strudel invers cu pensiile celelalte. Hai că vă aștept și acolo la cotitură. Mersi, Gabi Zeta. Răzvan, nu mai sunt pensii acum, astea sunt indemnizații. Dar nu știu. Ai 30 de secunde și luăm publicitate. Dau soluție. Cred că impozitarea acestor pensii sau venituri, cum le putem numi, ar fi cea mai bună soluție. Dar cred că anul 2024, fiind unul electoral, sub o formă sau alta, problema aceasta va fi rezolvată de către Guvernul României. Da, publicitate, revenim în câteva minute. Da,
Dacă am rezolvat-o cu indemnizațiile speciale care nu sunt pensii, dar pensii și am făcut lege și acum ne strofocăm în Parlament cu mama măsii să rezolvăm și alea ale magistraților. Vă spune Laurențiu, o să le faceți clar ca lumina nopții, mă. Așa? Acum gata. Băi, alo, da? Deci nu sunt bani la guvern, la buget. Că nu-s bani. Da, că a venit Marcel și nu-s bani și trebuie să fim social-democrați. Și pregătim joi o ordonanță frumoasă, elegantă, așa, prin care plafonăm noi cică niște prețuri la niște alimente, care va să zică uleiul va fi 4 lei. Zic, mamă, bobiță, de care ulei? De motor? Din ce ala nu-i 4 lei? Dar nu mai contează, las că o să fie bine. Dar cică e scandal în coaliția asta, PSD-PNL, pe plafonarea asta, care nu se știe pe cine va lovi. O să vă spună, Laurențiu, pe cine va lovi la timpul potrivit. De asemenea, guvernul Ciolacu e pregătit să ia măsuri fiscale, cică ar elimina scutirea de impozit în IT și în zona de construcții. Ce ați făcut, mă? Iar ați dat-o cu ăștia de gard? Nu contează. Colega mea, Alexandra Alexandrescu, este. Unde este ea? Frumos elegant la guvern. Și ne povestește despre mărețul plan de strângere a banului la buget. Bun găsit! Da, bun găsit. Joi am putea vedea adoptată o ordonanță de urgență pentru plafonarea adaosului comercial la alimente. Ne așteptăm să fie adoptată sub această formă astfel încât retailerii să respecte înțelegerea. Sunt controverse în momentul de față pe piață. Pe de o parte, retailerii spun că vor aplica această măsură doar dacă ea este cerută sub forma unei înțelegeri și nu sub forma unui act normativ și doar dacă va implica întreg lanțul de producție, adică inclusiv fermierii. De partea cealaltă, producătorii spun că ei nu mai au de unde să scadă prețurile în momentul de față. Vor exista însă discuții în zilele următoare, astfel încât până joi toate aceste lucruri să fie clarificate. De asemenea, se pregătesc și alte măsuri care vizează de această dată domeniul fiscal. Spre exemplu, ministrul de Finanțe și-ar dori și reducerea TVA pentru anumite alimente în completare pentru plafonarea adaosului comercial. De asemenea, și-ar dori ministrul de Finanțe pentru a colecta mai mulți bani la buget și să elimine facilitățile fiscale pentru categoriile care în momentul de față nu plătesc asigurările de sănătate. Aici vorbim despre domenii precum IT, construcții sau agricultură. Și aceste măsuri ar putea fi adoptate în perioada următoare. Ele vor fi cel mai probabil discutate în următoarea ședință a coaliției. În România se produc legume, în România se produc cereale, suntem chiar în primele locuri ale cantităților obținute pe suprafață de teren la hectar și este păcat că nu am avut în vedere să realizăm această procesare în România. Încă o dată spun, nu cred că ne mai putem permite să trimitem materie primă și să achiziționăm după aceea din import ceea ce de altfel noi producem. Din analiza pe care am făcut-o, acordul voluntar poate să asigure cea mai bună reacție și cea mai bună măsură. Ordonanța poate să fie și aceasta o decizie, doar dacă se aplică pe o perioadă limitată de timp. Da. Fermierul român cade necazul tot pe producătorul român la final, pentru că retailerul nu vrea să accepte aceste condiții decât dacă acoperim tot lanțul, inclusiv producătorul. Ori producătorul ne-a spus clar că nu are de unde, că el nu are de unde să mai taie și că supraprețul și nivelul mare al prețului la care se ajunge este din cauza retailerului, care are tot felul de taxe, taxe de marketing, taxe de raft, tot felul de taxe și de acolo este scumpirea reală a produselor. Deci la final cui o să dăm în cap? Tot românului care produce, care crește animale, care cultivă legume și tot așa. Dar de ce facem această chestie când ar fi mult mai simplu, apropo de ceea ce spuneați cu reducerea, cu tăierea deducției de taxe și impozite pentru IT-ști și pentru cei din domeniul construcțiilor, n-ar fi mai simplu să scădem impozitarea pe salarii? Tot ce înseamnă salarii sub 5.000 de lei, că acum două zile din 5, oamenii le muncesc pentru statul român, că asta e realitatea. 40% aproximativ se duce la statul român, taxare, sub varii forme. Bun, hai să tăiem, să ne ducem la 25%, astfel încât să intre mai mulți bănuți în buzunarul românului și cu bănuții aia să-și cumpere ulei, zahăr, făină, mâncare, păi banii să se întoarcă în economie și, în al doilea rând, în felul ăsta,
scăzând taxele și impozitele pe tot ce înseamnă venituri, să nu mai avem bani dați la negru. Pentru că noi acum în România avem foarte mulți angajați care sunt plătiți pe salariu minim pe economie și în rest bănuți dați la negru. Asta înseamnă evaziune fiscală, asta înseamnă bani care ar putea să intre frumos la bugetul de stat, să fie taxabil, impozabil și nu se întâmplă chestia asta și să pierd sume foarte mari de bani. De ce nu facem chestia asta, să ajutăm oamenii? Și în felul ăsta am ajutat și producătorul, s-ar investi în economie. Nu-i mai simplu așa? Nu avem bani la bugetul de stat și suntem... Păi și luăm tot de la oameni, tot de la oameni care n-au din ce trăi. Dar prima lecție pe care am învățat-o, cred că în ultimii ani, este că în economia de piață, guvernul este bine să intervină. Ungaria lui Victor Orban și Turcia lui Recep Tayyip Erdogan au intervenit, au plafonat prețurile și au o inflație mult mai mare decât a României, care au o inflație zdrobitoare. Deci nu cred că asta este soluția. Da, dar Ungaria lui Victor Orban, cum spuneți dumneavoastră, investește și sprijină extraordinar de mult economia României, PIB-ul per cap de locuitor și economia României depășește economia maghiară pentru prima oară în toată istoria noastră. Cum le lăsați cifrele? Haideți să vorbim de cum trăiesc oamenii, că de cramponăm de niște cifre. Sunt realitate, nu este modelul lui Victor Orban. Modelul politic pentru România, pentru că este un model care eșuează și politic în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertății interior în stat. Haideți să luăm Polonia, nu vă place Victor Orban. Haideți să luăm Polonia. În Polonia se investește și se dau o groază de ajutoare producătorilor. Tot ce înseamnă agricultură, tot ce înseamnă zbotii, oamenii sunt stimulați. Sigur, asta poate să fie o soluție. Când vine retailerul și le dă în cap și le zice, pardon, că noi nu scădem prețurile decât dacă scădeți și voi, cum îi stimulezi să producă în continuare? Asta este o soluție, dar în teoria politică există întotdeauna un factor de putere care se numește voință politică. Ori voință politică nu prea există în termen de analiză privind politica. Și de ce nu există voință politică? Pentru că nu există nicio clasă politică suficient de matură ca să... Deci ajungem la concluzia că de 33 de ani încoace România a ajuns în punctul în care este pentru că nu avem actualitate. Haideți să vedem ce înseamnă stabilitate politică la Varșovia, pentru că într-adevăr Polonia poate să fie un model, și ce înseamnă stabilitate politică la România. Că premier a schimbat România în ultimii 20 de ani. Așa este, dar grosomod a schimbat două partide. Deci două partide au fost, PNL, PSD. Dar cred că doamna premier poate să ne explice ce înseamnă stabilitatea politică, ori de câte ori un lider se schimbă, chiar dacă partidele rămân la guvernare. Așa este, dar pe omul ăla care nu are ce pune pe masă, pe crescătorul ăla de animale care nu-și mai permite să le crească, nu prea îl interesează că e un partid sau altul la guvernare. Pe el îl interesează să-l ajute statul să-și crească animalele. Noi în România mâncăm carne de porc din import. Mâncăm mere din Polonia. În școlile din Voinești se dau la copii mere aduse din Polonia, în Voinești. Deci vorbim despre România, unde e patria mărului. Și în multe alte zone de genul ăsta, laptele. Bem lapte din import. Noi nu mai avem vaci în România, nu mai avem porci, nu mai creștem. Ce se întâmplă? Adică am ajuns într-un stadiu în care importăm, în care vine retailerul și zice, ia laptele cu 2 lei de la țăran și îl vinde cu 8 lei în supermarket. Da? Și când îi spune guvernul României ăsta foarte bun și eficient, care acum la putere îi spune, auzi, mai scade și tu prețul, că e cam de porc, e prea mare prețul la lapte, vine retailerul și zice, să scadă producătorul. Păi cât să mai scadă la cu 2 lei, că îi moare vaca de foame. Clar, deci nu asta este soluția din punctul meu de vedere. Este păi clar. Da, și atunci haideți să dăm oamenilor salarii corespunzătoare. Nu avem bani să le dăm salarii. Scădem impozitarea pe salarii ca să-l intri mai mulți bănuți în buzunar. Stai că oamenii cu bănuții ăia o să se ducă și o să-și cumpere mâncare, Laurențiu. Nu o să-și cumpere, nu o să plece în vacanțe sau altceva. Sunt bănuți în țara asta, mă. Sunt, dar sunt prost cheltuiți. În grevă i-au ținut 21 de zile, da? Și au negociat o chestie, da? Polițiștii ies și ei în stradă, a fost protest astăzi, o să vedem imediat imagini. Păi, dar ăștia de la CFR, de la domn Grindeanu, numai că au zis că fac ei hărabâra pe acolo și le-au mărit salariile cu 1200 de lei. Ca acolo la Sorinel, în prăvălie, păi ce facem? Ia erau bani, priviți. Erau bani. Ia priviți, acolo. Priviți. Începând de săptămâna viitoare, două categorii de salariați ai companiei CFR vor primi mai mulți bani. Este vorba despre mecanicii care abia debutează și vor primi în mână 4.500 de lei. Și lucrătorii de marfă beneficiază de la 1 iulie de o majorare tot de 1.200 de lei și vor ajunge să încaseze lunar 5.500 de lei. Pentru restul salariaților, oficialii din transporturi promit majorări abia la finalul anului. Pentru cei care nu primesc acum, trebuie să fie cel târziu la 1 decembrie 2023 consemnată într-un act adițional la contractul colectiv de muncă, pentru că altfel, în jurul datei de 20 ale
ale fiecărei luni, începând cu luna iulie. Mecanicii de locomotivă vor avea norma efectuată și refuză să mai facă ore suplimentare. Totul după ce angajații de la CFR s-au plâns de salariile mici și condițiile proaste de muncă. Au protestat ore bune în fața Ministerului Transporturilor. Sindicaliștii din poliție s-au adunat și ei în fața Parlamentului pentru a-și striga nemulțumirile. Vor scoaterea pensiilor militare din PNRR. O să ne continuăm protestele, sub nicio formă nu suntem de acord, nici cu creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, în condițiile în care țările NATO au o medie efectivă de pensionare între 48 și 52 de ani. În același timp nu suntem de acord nici cu acea bază de contributivitate pe 300 de luni. Noi am venit ca militari, noi vrem să separăm pensiile civile de cele militare. Vor câștiga și civilii și militari, și salariile și pensiile. În urma presiunilor repetate ale polițiștilor, deputații au în calcul aplicarea noii legi. Polițiștii anunță însă că nu renunță la proteste până când nu văd soluții concrete de la guvernanți. Eu am zis că s-a deschis cutia Pandorei cu chestia aia cu profesorii. Eu înțeleg utilitatea, trebuie să facem grevă, să cerem, să nu știu ce. Ce mă surprinde pe mine este că, domnule, la căile ferate române, o chestie care mie mi se pare așa, ca o stră bunică care acum ar vrea să posteze pe Instagram ceva și habar n-are cum e cu telefonul mobil. Eu așa văd societatea asta. Mă, acolo s-au găsit imediat bani la Sorina să n-aibă. Sorinel Grindeanu, deranj în curtea proprie. Cum e, doamna Dăncilă? Acolo gata, 1200 de lei, țuc, păc. Aia au făcut doar bau. Dacă îmi dați voi o scurtă precizare la subiectul anterior, și anume reducerea facilităților la, în construcții, IT și agricultură. Facilitățile în construcții și în IT au fost introduse prin ordonanța 114. Au fost necesare și sunt necesare. Toate aceste decizii pe care le vedem, inclusiv cea cu plafonarea, fără un studiu de impact, fără momentul de la care începe, câți oameni vor fi afectați, dacă are impact asupra producătorilor români, așa cum s-a spus înainte. Toate luate, aceste decizii luate la voia întâmplării vor duce într-un sens negativ și nu într-un sens pozitiv. Să nu uităm că în construcție am acordat aceste facilități pentru că vorbeam de investiții. Cu cine faci investițiile? Vorbim de investițiile din PNRR. Cu cine faci dacă reduci facilitățile? Le faci, doamna, dar la negru, cu constructor la negru. În altă ordine de idei, numai o secundă. În altă ordine de idei, vedem Germania care spune avem nevoie de 2 milioane de lucrători cu preponderență în construcții. Păi dacă noi eliminăm facilitățile în construcții, oare cei care lucrează acum în construcții nu vor pleca în altă parte? Nu. Oare nu prin politica România ar trebui să susține domeniile parte, cu potențial, construcțiile, IT-ul, agricultura? Nu. Deci noi vrem să distrugem și aceste domenii. Se întâmplă așa, unu, nu vor mai fi fiscalizată forța de muncă, exact, și vor fi foarte mulți oameni care vor lucra la negru și, Doamne ferește, nu să cadă după o schelă fără acte. Doi la mână, da, cei care vor fiscaliza pe ce propun ei de joi încolo sau peste două săptămâni când se va promulga legea, vă spun eu, se vor scumpi casele, oameni buni, românii, tinerii români, și așa sunt scumpe și acum, cumpără. Și așa nu se cumpără, și așa băncile nu dau credit și cu 20% se vor scumpi. Decât să ai o casă prost făcută, mai bine faci una bună, că au început în România manifestările de vreme extremă și tot vin, bat tot felul de inundații, știți foarte bine ce a fost în acest sfârșit de săptămână. Ei bine, la Arad avem o problemă. DSP-ul de acolo, Direcția de Sănătate Publică, a dat o alertă de holeră, hepatită și febră tifoidă. Vă spun ceea ce e dincolo de știri. Nu săriți, nu săriți, nu vă apucați să vă clătiți pe gură cu acid acetil salicilic. Mai bine luați o aspirină ca tot omul. Vă spun despre ce este vorba cu autoritățile locale și cu specialiști în câteva minute. Inundații devastatoare în județul Arad, cel mai afectat județ de aceste inundații, iar Direcția de Sănătate Publică de acolo a anunțat o alertă de holeră, hepatită și febră tifoidă. Cam complicat. Hai să vedem povestea și apoi vorbim cu specialiștii.
Autoritățile au împărțit apă potabilă îmbuteliată, dar bolile se pot transmite și prin contactul cu apa contaminată. Direcția de Sănătate Publică Arad a emis o alertă de pericol de îmbolnăvire cu holeră, febră tifoidă, dizenterie și hepatită în zonele afectate de inundații. Noi am luat măsurile pentru a aduce apă îmbuteliată. Sperăm noi că astăzi vom putea relua cel târziu mâine și furnizarea de apă potabilă, iar ADSP-ul este deja la fața locului pentru fântâni și alte surse de apă. Sunt afectate două sate din comuna Brazii, undeva avem între 100 și 150 de persoane care au domiciliu stabil în aceste două sate. Medicii trag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să fie atenți de unde consumă apă potabilă, dar și la sursele de unde iau apă pentru gospodărie. Riscul este prin intermediul apei, e vorba de apa pe care o consumă. În momentul în care sursa de apă este vorba de apă îmbuteliată, nu va exista niciun risc. Atenție însă că și în momentul în care folosesc apa care trebuie să fie contaminată pentru a spăla diverse lucruri, e de asemenea un risc. Deci trebuie să fie atenți la sursa de apă, nu trebuie să facă altceva, nu e un alt risc. Sigur, dacă la un moment dat vor fi atenționări concrete de la faptul că există în apă niște agenți patogeni, va fi o altă discuție, dar sper să se rezolve suficient de repede, în așa fel încât acest risc să se reducă. În ultimele zile, meteorologii au emis mai multe avertizări de ploi torențiale pentru mai multe județe din vestul și sudul țării. În aceste zone au fost înregistrate inundații devastatoare. Da, foarte interesant. Ceaba tot, prefectul județului Arad este cu noi. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! O salutăm și pe doamna dr. Simin Florescu, manager la Victor Babeș. Bun găsit, doamnă! Bună ziua! Bun, dați-mi voie să vorbesc întâi cu domnul prefect și apoi vorbim despre alerta aceea epidemiologică. Domnule prefect, care este situația în momentul de față acum, la ora aceasta? E ora 17 în zonă și cum intervin autoritățile de la DSP cumva ca să minimalizeze această alertă de holeră, hepatită și febră tifoidă? Deci, în primul și în primul rând, nu este vorba despre un pericol iminent și concret. Colegii de la DSP, foarte bine de altfel, fiindcă acest tip de prevenție se face la orice eveniment de acest gen, au fost la fața locului, au făcut verificări și inclusiv au dus la cunoștința locuitorilor că există acest risc în condițiile în care nu respectăm anumite reguli elementare. Cum a zis și domnul dr. Marinescu la o intervenție, cum am declarat și eu, trebuie folosit apă din sursă sigură, îmbuteliată. Față de ultima mea intervenție, acum avem deja certitudinea că se va relua în timp scurt și furnizarea de apă potabilă la partea de comună, la una dintre state unde există rețea de apă construită și funcțională. Deci eu consider că da, trebuie să fim foarte atenți și să respectăm regulile care au spus și colegii specialiști de la DSP, dar în condițiile în care le respectăm și toate condițiile sunt date să le respectăm, fiindcă există distribuție de apă potabilă îmbuteliată și ulterior va reveni și serviciul public de apă, atunci nu vor fi astfel de problemă. Deci nu avem o situație concretă și iminentă de pericol, dar trebuie să fim foarte atenți, fiindcă pericolul într-adevăr există. Mulțumesc, domnule prefect. Doamna Florescu, cu rugăminte, de ce e atâta grabă să anunțe alertă de holeră, hepatită și febră tifoidă? Există vreo cutumă legislativă în regulamentele DSP-ului sau ne facem că lucrăm? Nu cred că trebuie pusă așa problema. Cutuma nu este legislativă, ci este una medicală, dacă e să-i spunem cutumă, dar nu este cutumă, ci este o regulă medicală și epidemiologică, care ne spune că în momentul în care există un risc de epidemii hidrice, adică exact ce se întâmplă acum, surse de apă posibil infectate în condiții de inundații masive, deci în condițiile în care există un risc de epidemii hidrice, trebuie luate niște măsuri înainte să apară o grămadă de cazuri. Ceea ce înseamnă exact ce au spus toți cei dinaintea mea, utilizare de apă îmbuteliată, atenție la sursele de apă, și, bineînțeles, supraveghere medicală, epidemiologică a potențialelor cazuri, deci atenție mare la ce apare ca și boli gastrointestinale în această perioadă la populația din zona respectivă. Deci e o regulă de bază a epidemiologiei și medicală, ca în momentul în care avem un risc să-l prevenim sau să, mă rog, să ne uităm mai devreme decât în momentul în care s-ar întâmpla.
Aș vrea și eu să întreb ceva pe doamna doctor, dacă îmi permiteți. Doamna doctor, o rugăminte, dacă puteți să-mi răspundeți. A făcut DSP o analiză, s-au prelevat probe și a fost găsit acest virus al holerei acolo prezent? Pentru că în ceea ce privește declarația OMS pe care a dat-o OMS-ul la ruperea barajului din Ucraina, OMS a spus că este prezent risc de holeră ca urmare a efectuării unor analize și a descoperirii virusului. În cazul de față la Arad s-a descoperit acest virus? Este prezent? Păi, în primul rând, aș vrea să vă spun că eu nu reprezint Direcția de Sănătate Publică. Eu sunt managerul unui spital de boli infecțioase și tropicale, deci n-am cum să vă spun regulamentele. Corect, doamna manager. Aici trebuia să ne răspundă prefectul. Prefectul, dar l-ați scos din emisiune, probabil. Da, nu. E cu noi, domnul prefect. Este? Poate ne lămurește domnul prefect atunci. Deci, în momentul de față, cum am zis și mai înainte, nu există un pericol iminent. Deci nu există niciun semnal clar. Dar cum a subliniat și doamna doctor... Vă întreb? Domnul prefect, mă iertați că vă întrerup. Știți de ce vă întreb? Că au tot fost inundații în România de-a lungul anilor și e prima oară, cred, când aud de acest risc de holeră. E prima oară când vine DSP-ul și ne spune că există risc de holeră. În anii anteriori, la alte inundații, nu auzisem de acest lucru. Și de-aia vă întreb, acum s-a descoperit ceva în plus? Poate dumneavoastră n-ați auzit, dar eu mi-amintesc. Ori de câte ori am avut astfel de situații la nivelul județului era de inundații, această atenționare, că așa l-aș numi eu, nu de alertă, s-a dat. Fiindcă există și trebuie respectate anumite reguli de bază și există un pericol. Bun, dar virusul nu a fost identificat încă. Începând de la boli gastrointestinale și până la hepatită și o serie de boli care se pot lua de, ca urmare a apei infestate. Dar în momentul de față, cum am mai zis, la nivelul județului Arad, nu există un pericol iminent. În sensul că s-ar fi găsit orice indicii că există această boală. Dar trebuie să fim foarte vigilenți. Prefectura ajută populația în aceste zile? Da, ajută. Împreună cu comunitatea locală, cu primăria, împreună cu ISU. Aseară, imediat după inundație, am fost prezent, s-a dat apă îmbuteliată, se va mai da. Acum 20 de minute am încheiat o ședință. Noi sperăm să revenim, cum am zis la început, la normalitate cu furnizarea de apă și energie electrică. Fiindcă astea, cred că sunt elementele de bază ca să putem după aia gândi o strategie de refacere. Domnule prefect, s-a făcut o evaluare a pagubelor materiale și o solicitare către guvern pentru fonduri, din fondul de rezervă pentru a ajuta oamenii, pentru că ca să aibă impactul dorit, aceste ajutoare trebuie să vină cât mai repede. Da, deci totuși există, chiar dacă suntem într-o situație de urgență, există o procedură azi. Pe bucuria noastră a fost domnul ministru al mediului, domnul Fechet, prezent la fața locului. Am discutat cu dumnealui de mâine, de la ora 10. Începe comisia de evaluare, s-a dat ordinul pentru evaluarea. Vorbim de două tipuri de pagube. Vorbim de pagube pentru în infrastructura publică, cum ar veni, și avem un drum afectat și valea de acolo, care e o sumă foarte mare, pentru care, cum a spus și dumneavoastră, după ce avem evaluarea în câteva zile, vom solicita... Da, domnul prefect, faceți evaluare și solicitați, am înțeles perfect. Da. Mai mă întorc la doamna Florescu, pe care o rog frumos cumva, pentru că oamenii, dacă aud doar capul știrii așa, cu alertă de holeră, febră tifoidă și alte trăznăi de genul acesta, oamenii pot intra în panică și se duc pe la automedicație, că știu ei de la o mătușă care are o verișoară, care are o vecină, care e asistentă la nu știu ce spital și iau, Doamne ferește, tot felul de trăznăi acum de automedicație de asta care le face mai mult rău. Există ceva totuși care ar putea preveni sau cumva ar putea ajuta în astfel de situații sau ce să facă oamenii aceștia în afară decât să bea apă de la puțurile afectate, etc. Vă rog. E foarte bună precizarea dumneavoastră. E bine ca să nu inducem spaimă și așa sunt oameni speriați de ceea ce li s-a întâmplat la modul concret și îngrozitor cataclismic. Cred că nu este nevoie să le mai inducem spaime suplimentare. Eu cred că cel mai bine este să referim oamenii de acolo către medicii și epidemiologii locali, pentru că tot afirmând holeră, cum să vă spun, sunt multe alte boli care se pot transmite prin epidemii hidrice, mai banale decât holera. Și holera este transmisă de o bacterie, nu de un virus, este vibrionul holeric. Și sunt multe alte tipuri de microorganisme care se pot transmite prin apă, virusul hepatitic A,
dizenteria, care este o boală bacteriană, alte tipuri de germeni care pot da gastroenterite banale. Ideea este că toate aceste cazuri se pot înmulți sau pot apărea cumva toate dintr-o dată în momentul când există acest risc, de cum sunt inundațiile de acum. Și de aceea trebuie să sfătuim oamenii, în afară de măsurile acestea preventive, să bea apă numai îmbuteliată, să nu utilizeze apa din puț sau din ce a existat înainte, să se refere la doctori imediat ce prezintă un semn de boală, pentru că medicii sunt pregătiți să preia aceste tipuri de cazuri, deci îi ferim cât putem, dar în momentul în care apare ceva, bineînțeles că îi vom și trata și nu e bine să, cum să vă spun, să spunem pe primul loc holeră. România nu este o țară endemică pentru holeră. Bineînțeles că tot felul de chestii poate să apară, da, în condiții de cataclisme, dar nu este primul risc în acest caz. Cred că mai degrabă există un risc de dizenterie și de hepatită virale cu virus A, trebuie să vă spun. În aceste Mulțumesc mult amândorora. Trecem în registrul domnilor și domnilor, deci care v-a să zic că stați ușor pe pianul din bucătărie, că există un risc, dar nu e nimic dovedit și lucrurile vor intra în normal. Ni s-a alăturat și Ciprian Ciubuc, deputat independent. Bun găsit, domnule Ciubuc, bine ați venit. Bună seara. Șeful mercenarilor Wagner, Evgenii Prigojine, de negăsit, iar în urmă rămân tot mai multe întrebări fără răspuns. Între timp, acesta a transmis un mesaj de ultimă oră pe canalul său de Telegram. Eu un rezultat bun, i-am înviorat, transmite Prigojin, culmea. După fuga sa în Belarus, serviciul de presă al șefului mercenar a răspuns unei solicitări trimise de presa internațională și a transmis că Prigojin nu va răspunde momentan întrebărilor. Între timp, alte teorii șocante își fac apariția în peisaj. Foști deputați ruși susțin că puciul a fost o scenare și că șeful Wagner pregătește atacul asupra Kievului din țara vecină, doamnelor și domnilor. Alături de noi este și Dorin Popescu. Salutăm pe Skype. Bun găsit, domnule Popescu. Haideți să vedem materialul și comentăm. Toate întrebările dumneavoastră au fost transmise lui Evgenii Prigojin. El transmite salutări tuturor și va răspunde la întrebări atunci când va avea o comunicare adecvată. Acesta este răspunsul simplu pe care jurnaliștii l-au primit de la serviciul de presă al mercenarului, după întrebările adresate cu privire la locul unde se află șeful Wagner. Kremlinul a declarat că președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a negociat un acord prin care Evgenii Prigojin a fost de acord să meargă în Belarus și să pună capăt revoltei, însă Prigojin nu a confirmat personal înțelegerea. De altfel, apar teorii șocante care dau peste cap toate ipotezele de până acum. Plecarea șefului mercenarilor Wagner în Belarus nu ar fi deloc întâmplătoare. Odată ce Prigojin a observat lipsa unui sprijin militar pe scară largă pentru acțiunile sale, s-a răzgândit cu privire la perspectivele Wagner și a abandonat lupta. Între timp, un general britanic lansează o altă ipoteză șocantă și atenționează Ucraina că grupul Wagner ar putea lansa un nou atac rusesc asupra Kievului din Belarus. Asta în timp ce un fost deputat rus susține că revolta abandonată de Wagner ar fi fost doar o înscenare și că motivul din spatele acestui joc ar fi fost în favoarea lui Prigojin, ca acesta să poată părăsi Ucraina cu demnitate, iar asta pentru că ultimele lupte ale mercenarilor Wagner ar fi fost un eșec pe frontul de luptă. Secretarul american de stat, Antony Blinken, spune că rebeliunea eșuată condusă în Rusia de liderul grupării paramilitare Wagner, Evgenii Prigojin, a dus fisuri reale la cel mai înalt nivel al statului rus, precum și o sfidare la adresa autorității președintelui Vladimir Putin. We've seen more cracks emerge in the Russian facade. It is too soon to tell exactly where they go and when they get there, but certainly we have all sorts of new questions that Putin is going to have to address in the weeks and months ahead. Pe măsură ce apar tot mai multe întrebări fără răspuns, propagandiștii întorc armele împotriva lui Putin. 15 наших героев гибли, выполняя приказ от рук мятежников. Они остались верны присяге до конца. При этом ряд из сбитых вертолетов, они вообще просто рядом прилетали. Как и самолет, они не несли никакую угрозу. După puciul eșuat din Moscova, tot mai mulți propagandiști au adus cuvinte grele la adresa liderului de la Kremlin, chiar la televiziunea de stat, indignați de faptul că mai mulți soldați au fost uciși în timpul luptelor, iar măsurile ulterioare luate de lider au fost mult prea blânde. Care va să zică? Ăla zice, omenirea a tremurat un pic, deși e vară, e cald, și acum
trebuie să analizăm toate trăznăile astea. Ce a fost, frate? A fost scenariu? A fost un început de ceva și a venit alții și au contraofertat? A? Va cădea Prigojin de la parter și își va rupe toate oasele? Habar n-am. Hai să încercăm variantele. Răzvan Munteanu. Ambele scenarii sunt plauzibile în momentul de față. Avem mai multe întrebări decât răspunsuri, ceea ce este evident, ținând cont că vorbim despre Federația Rusă, acolo unde este un regim opac la care informațiile pe care le poate accesa presa internațională sunt destul de puține și de obicei controlate de Moscova. Rămâne de văzut, în primul rând, din punctul meu de vedere, ceea ce se va întâmpla cu șefii conducerei militare a Federației Ruse, Sergei Șoiglu și șeful statului major. Dacă aceștia vor fi schimbați din funcție de către președintele Putin și Prigojin va rămâne de neatins în Belarus, acolo unde se pare că presa rusă deja oferă informații că mercenarii Wagner care au participat la posibilă tentativă de stat au început să se deplaseze, un scenariu prealabil de o înțelegere între Putin și Prigojin devine în ce în ce mai plauzibil. Dacă Prigojin va cădea de la fereastră sau va dispărea din peisajul public... Va neca cu o gură de ceai, eu știu ce. Într-un asemenea context, cred că Putin va face tot posibilul să-l elimine dacă într-adevăr este trădătorul. Dar oricât de slăbit pare Putin în momentul de față și este clar că este o luptă în verticala de putere de la Kremlin, Putin a obținut un mare atu și dacă facem o comparație cu lovitura de stat eșuată în Turcia în 2015, în vara lui 2015, atunci când Erdogan pare că ar fi regizat evenimentele, a reușit să identifice principalele vulnerabilități din sistemul de securitate care l-ar fi trădat pe Erdogan în momentul de față. Cu siguranță că și Putin a aflat cel puțin o parte din persoanele cheie care ar putut să-l trădeze. Semăna un pic chestia asta cu chestia aia din Turcia. Era eu asemănare copy-paste, așa, știi, tot au pornit, au făcut și la un moment dat la stânga împrejur, depunem armele, ne băgăm în cazarmă, vedem noi despre ce. Și în vara lui 2015, tancurile armatei turce care teoretic trebuiau să-l dea jos pe Erdogan, au ieșit pe stradă, toată lumea vorbea că Erdogan va fi dat la o parte, că va fi învins, nimeni nu opunea rezistență, până spre dimineața zilei când președintele turc dă un interviu pe aeroport înconjurat de jurnaliști, fără forțe mari de securitate în preajma sa, a fost evident în acel moment că lucrurile au fost controlate. Putin a dat un interviu, a ieșit Putin și a spus, mama Rusia, noi trebuie să consolidăm industria asta, adică niște chestii de genul acesta, și culmea este Prigojin, cel care se spune că e cumva artizanul lui Putin, cel care l-a îmbogățit, se știa cu afacerile, servea pe la mese. Domnul Popescu, pe care scenariu trebuie să mergem acum? A avut Prigojin așa o chestie de asta, l-au plătit unii și a încercat sau nu i-a mai intrat nimic în cont și atunci a zis ia să-mi arăt eu mușchii sau era mica înțelegere cu Putin? Din păcate nici asta nu avem cu toții, eu unul categoric nu am, elemente care să confirme existența uneia dintre cele trei scenarii pe care le-aș simplifica eu în momentul de față. Primul scenariu, într-adevăr, nu-l pot exclude, un spectacol televizat cu o înțelegere prealabilă între Prigojin și Putin. Prigojin joacă un ultim rol politic pentru Putin de nenumărate motive și cu nenumărate obiective. Al doilea scenariu, Prigojin este păpușa altuia, este păpușa unui oponent al lui Putin, încă neidentificat de Putin și ca atare am asistat la o tentativă reală de lovitură de stat executată pe mâna lui Prigojin, dar cu un alt regizor. Și al treilea scenariu ar fi acesta. Într-adevăr, având în vedere faptul că există o creștere substanțială a vocilor contestatare, care contestă nu războiul în sine, cât eficiența sa, Prigojin și-a asumat să fie vocea politico-militară acestor voci contestatare și și-a asumat pe cont propriu în început de răzmeriță, însă între timp, probabil că nu a beneficiat de promisiunile și angajamentele de sprijin și de solidaritate ale altora și nu și-a dus până la capăt intenția. Toate cele trei scenarii în momentul de față rămân în joc. Zilele următoare poate vor aduce câteva clarificări. Însă sunt și câteva certitudini care unesc toate aceste scenarii și fac ca prevalența unui scenariu față de celelalte două să fie aproape insignifiantă. De ce? Toate scenariile conexează o clară luptă pentru putere la Kremlin. Și scenariul 1 și scenariul 2 și scenariul 3 sunt legate de lupta pentru putere.
întâmplare. Doi, asta înseamnă că Putin este perceput ca pe o figură care nu mai reprezintă nucleul absolut al puterii, chiar de către apropiații săi. Nu știm cine sunt oponenții care au de câștigat, dar este cel că poziția lui Putin slăbește. Trei, Putin a ieșit totuși întreg treafăr nevătămat din această tentativă de lovitură de stat, presupusă sau reală, însă se creează, se mărește spațiul de manevră pentru următoarele tentative de lovituri de stat și patru, în sfârșit, Prigojin are un rol expirat pentru Putin și pentru Federația Rusă, exclud varianta care să fie folosit în interesul Federației Ruse din Belarus. Sunt multe argumente care susțin această ipoteză, deci el este un personaj expirat. Poate Lukashenko îl reeșapează în interesul sistemului de securitate și apărare al Republicii Belarus. Dar credeți până la urmă că există și scenariul acela că la un moment dat mercenarii Wagner ar fi trebuit să fie asimilați de trupele normale din Rusia și atunci a existat o revoltă de genul acesta, lasă că noi facem pe bani, unde ne băgați voi și despre ce este vorba? Că și aici cumva, sau mă rog, asta poate fi un amănunt în tot acest joc. Știți ce am crezut eu și poate vorbesc prostii, Răzvan Munteanu și domnule Dorin Popescu. Eu am crezut la un moment dat că e un aranjament, că e un aranjament al lui Putin, în sensul că au plecat mercenarii Wagner și au intrat Rostov pe Don, au venit aproape de Moscova și credeam că ucrainenii, luați de val, vor intra și ei pe teritoriul rusesc. Și atunci vor da lui Putin cumva, cum să vă spun eu, argumentul să le dea cu bomba în cap, dar cu bomba aia supărată. Sau să declare război, ceea ce se ferește să facă până acum. Dar strategic și cred că orice expert militar n-ar fi spus că era greu de făcut acest lucru din partea armatei ucrainene. Deci era un scenariu care suna bine așa în al dezbate. Eu așa m-am gândit sâmbătă când am auzit ce vânzoleală, zic, ia stai să vezi ce capă facă. Dacă îmi permiteți că analizați, da. Putin tot vorbește de 8 luni de zile de acele bombe inteligente, de mare precizie. Dacă cineva crede că într-o țară unde butonul este la Putin și unde au plecat sute, mii de rachete către Ucraina, lucrul ăsta e lăsat la întâmplare și patru camioane în drum spre Moscova sunt lăsate. Deci eu așa cred eu că este o cacealma, fiindcă acest om a beneficiat la cel mai înalt nivel de sprijinul Federației Ruse. Ce grupul Wagner să aibă ofițeri de presă? Ce mai instituție? Nu, e clar că oamenii ăștia, Prigojin a devenit așa o structură și apropiat de Putin, încât totul este exact, așa cred, ce a spus dumneavoastră mai devreme. Încălcăm teritoriul rus cu 2 centimetri, declarăm stare de război. Și eu m-am gândit la fel, adică și bubuim ce trebuie să bubuim. Scenariul de bubuială. În același timp, șeful NATO, Jens Stoltenberg, a ieșit să declare cumva și să liniștească țările care sunt membre ale alianței. Nu știu cât le-a liniștit, ideea este așa că eu stau și mă gândesc cu capul meu de prost că dacă era haos în Rusia și ajungeau, Doamne ferește, focoasele nucleare pe mâna unor nebuni, să ferească Dumnezeu de ce putea să se întâmple. Cumva din două rele alegi pe cel mai mic rău și cred că totuși asistăm împreună la o piesă de teatru orchestrată direct de la Kremlin. Da. Ce a spus șeful NATO? Hai să ascultăm împreună. We are monitoring the situation in Russia. The events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made with his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. We condemn Russia's announcement about deploying nuclear weapons. This is reckless and irresponsible. We don't see any indication that Russia is preparing to use nuclear weapons, but NATO remains vigilant. If Russia thinks it can intimidate us from supporting Ukraine, it will fail. Deci cei de la NATO au înțeles că da, Andrei, te rog. Păi, eu cred că fix asta și-a propus Putin, prin, cum bine știa colegul de platou, paralela între ce a făcut de Erdogan, care e un dubiu rezonabil că a fost o înscenare, și a înscenat și el ceva. De ce? Păi, care sunt chestiunile imediate? În primul rând, de vulnerabilitățile. Cine s-ar alătura unui lovitor de stat împotriva sa? E primul lucru pe care îl poate câștiga și acolo sunt câțiva generali care au ieșit la vedere. Poți să faci de trupe sub pretextul că protejezi focoasele nucleare, armele nucleare, le putem de aici.
istoria recentă, e clar că Prigojin e omul lui Putin și chiar servitorul lui Putin. Deci nimeni nu poate să creadă că a înscenat el așa ceva. După părerea mea, nici nu conduce el chiar cu adevărat Wagner-ul, mai mult conduce Utkin, care a fost general GRU. Dar, în fine, ce a urmărit Putin? Ce? Păi, unul la mână a urmărit faptul că vrea să prelungească cât mai mult războiul, că vedem de multe luni, că nu prea mai face nimic să atace. Nu știe interesul avea, interese de negociere în BRICS, sau poate vor americanii să... Băi, stați un pic, băi! Ziceți. Băi, manualul de manipulare, pagina 263 către 264. Rândul 4. Rândul 4. Când ai nevoie de întărirea poziției tale și de stimularea industriei și aducerea poporului lângă tine, inventezi o amenințare clară și concretă, astfel încât să strângi lângă tine, să coagulezi toate forțile. Răstim, cum spunea și Gherezada și Răzvan Munteanu, așa identifici și vulnerabilitățile, posibili trădători, căile prin care poți fi atacat, etc., etc. Și le rup capul la toți. Cam despre asta este vorba, o să urmărim subiectul. Mulțumesc, Dorin Popescu, pentru participare. Și o să ieșim la războiul nostru intern. Este război în lăuntru Alianței AUR. Mai mulți parlamentari excluși prin Congres din Alianța AUR au dat în judecată această hotărâre a Congresului și au câștigat în primă instanță. Unul dintre ei este Ciprian Ciubucă, prezent aici, care spune și făcea ceva mai devreme declarații anume războinice la adresa foștilor colegi de la AUR, chiar în plenul Parlamentului. Bun, nu e definitivă hotărârea. V-ați bucurat așa pe jumate? Nu este definitivă, dar... Cei de la AUR zic că e și vrăjeală, dar mă rog. Gata, luptă urmează războiul, știți cum se spune. Deci stau liniștit, n-am nicio problemă. Știu foarte bine, sunt bazat pentru că am fost în primii oameni care... și redactat statutul AUR și cunosc foarte bine articolele care au fost încălcate. Deci, după cum ați văzut, în primă instanță, instanța a anulat procesul verbal, automat a anulat orice act aprobat la Congres și inclusiv decizia numărul 10, prin care, așa zisul zis, juriul de onoare și arbitraj, a exmatriculat. Adică voi l-ați acuzat pe Simion că v-a exmatriculat pentru că nu-i suflați în pânze, nu? Exact. Așa. Și ați câștigat în primă instanță. Exact. E doar o victorie de etapă. Exact. Aici. Bun. Și îi transmiteați astăzi că ce? Astăzi, că erați live pe... Da, azi le spuneam la colegi că dacă era Simion, făcea circ, ieșeau toți. Dar ca ieși șoșoacă, vezi, doamne, toți au stat cu mâinile pe genunchi ca să nu execute Simion, să mai piardă vreunul. Să nu mai plece vreunul. Cam asta a fost. Deci, practic, majoritatea colegilor nu-și asumă greșelile și închid trec ochii la toate aceste mizerii și gunoi care se află în AUR. Și obiectivul meu este că ne-am angajat în acest proiect politic și cu această ocazie îi salut pe toți colegii AUR și le spun, ne-am angajat, fraților, în acest proiect politic să facem dreptate pentru România și voi acceptați mizerele care le face Simion și conducerea AUR. Vă dau numai un exemplu. Conducerea AUR e formată de 5 angajați de la parlamentari, de exemplu. Da? Noi ne-am opus înaintea Congresului. Ședința CNC de modificare a statutului. Nu s-a întrunit, nu s-a făcut forum, nimic. Au fost chemați deputați în Parlament, în biroul la Simion, să semneze modificarea statutului. Că sunt de acord ca Simion să fie singur președinte și sunt de acord pe 27 martie să fie Congresul. Conform articolul 43, trebuiau anunțate cu 30 de zile înainte data, locul și ordinea de zi a Congresului. Nu a fost anunțate nimic decât cu 2 zile. Mai mult ca atât, toate actele emise de filiale, cu o zi înainte, cu 10 ore, au fost modificate. Au fost schimbați oameni, delegați din secții, delegați din județe, au fost băgați și niște criterii aberante. De exemplu, câte pliante ați comandat pentru Iohannis? În funcție de asta erau numerizați oamenii la Congres. Sau, de exemplu, câte ori ai fost la proteste? N-ai fost la protest? Nu ești. Nu, filiala asta n-a adus atâtea oameni la protest. Câte autocare ai dus în București? Nu ai fost. Înțeles. Deci tot felul de mizerii. Să-i dăm și doamnei Teodorescu, că e reprezentanta de la AUR acum în emisiune și poate vrea să vă contrazică. Da, sigur, da. Doamna nu știe că nu a fost în acest timp respectiv. Îmi pare rău că domnul deputat Ciubuc își exprimă asemenea nemulțumiri că a fost pus la muncă în partid. Și domnia sa a ajuns deputat datorită acestui partid despre care spune că l-a muncit. Dați-mi voie să vă explic situația juridică.
Eu, spre deosebire de domnul dumneavoastră, Ciubuc, spuneți-mi când ați venit avocat. În aur. De ce dată ați venit în aur și ați semnat adeziunea? Domnul Ciubuc, eu v-am lăsat să vorbiți. Nu, spuneți-mi când ați intrat în aur, dumneavoastră. Eu zic când să vă lăsați să vorbesc și eu. Ca și să puteți să mă etichetați pe mine, trebuie să-mi spuneți când dumneavoastră ați intrat în aur. Să tăceți și să mă lăsați și pe mine să explic. Când dumneavoastră ați intrat în aur, dacă puteți mai spune. Înainte de congresul joia trecută, pe care faceți vorbire. Ce relevanță are? Relevanță este, estimată doamnă. Nu are nicio relevanță. Pentru că eu nu m-am plâns de muncă. De față. Vă plângeați acum cu camioanele, cu nu mai știu ce chestii. Nu, eu v-am spus care au fost criteriile. Haideți să vorbim de chestia juridică. Eu sunt avocat. Și o să vă explic juridic, domnule. Deci dumneavoastră ați venit înaintea congresului, cu cât? Cu o săptămână sau cu două? În data de 13.04.2023, în dosarul care are numărul 10.863/3/2022, aflat la Tribunalul București, s-a soluționat în mod definitiv, prin procedura specială care se aplică partidelor politice, cererea AUR de a se valida congresul din 27 martie, acel congres la care s-a decis să fie domnul Simion președinte și domnul senator Claudiu Târziu să fie președinte CNC. Avem hotărâre definitivă. Aș vrea să zic că la acest proces despre care fac eu vorbire și care, repet, e procedura specială pentru partide politice, procedura prin care se înregistrează modificările la partidele politice, domnul deputat aici de față, Ciubuc, a făcut o cerere de intervenție în care domnia s-a invocat toate aceste lucruri pe care le spunea acum în platou. Obiectez. Au fost, instanță. Sigur, nu la instanță puteți omita. Au fost separat. Avocatul dumneavoastră. Dar să mă lase să spun, le-a invocat. Trebuie să ne contrazicem pe argumente. Aveți argument. Asta i-a respins cererea de intervenție. Am hotărâre, instanța am cererea a spus că sunt două procese separate. Avocatul dumneavoastră a cerut comasarea acestor două dosare. Ciubuc, vi e cu totul altceva. Acolo s-a dezbătut statutul despre doar, stimată doamnă. Ați făcut cerere de intervenție în care ați invocat avem o hotărâre aspecte, a judecătoriei și a Tribunalului București. Cum trebuie, că există această decizie care poate fi atacat 30 zile? Ceea ce aveți dumneavoastră este o hotărâre pe drept comun, care nu este definitivă, dar pe legea partidelor. Deci dumneavoastră veți ataca în instanță? O veți ataca în instanță sau recunoaște? Domnul Ciubuc, sunteți membru AUR acum, da sau nu? Da, o atacați sau nu? Sunteți nu avem o hotărâre definitivă. Atacați în instanță sau nu? AUR, da sau nu? Atacați în instanță sau nu? Noi ne-am retractat decizia prin care ați fost exclus din AUR. Deci sunteți membru AUR. Atacați în instanță. De ce nu spuneți asta? Vă declarați ca fiind neafiliat. V-ați plătit contribuția luna asta? Asta ați liniștit, că acum se puteți în acotizație. Vă așteptăm să o plătiți. Vă așteptăm să o plătiți. Poate veniți și la următoarele evenimente, că tot mai organizăm niște proteste, niște atacați în instanță această decizie a tribunalului. Domnul Ciubuc, nu mă atacați în instanță sau nu? Da sau nu? Eu personal ca avocat atacat de acest proces. Păi sunteți avocatul AUR aici. Nu. Eu atacat nu sunt avocatul AUR. Eu sunt comunicator AUR. Recunoașteți că Tribunalul București pe 22 iunie 2023 a dat o decizie prin care a anulat printr-o hotărâre de drept comun. Sunteți de acord sau nu? Anulat sau nu? Ați încercat deci dumneavoastră sfidați justiția în România. Tribunalul București, îți sfidați acum. Domnul Ciubuc. Îl sfidați sau nu? Domnul Ciubuc, nu vă răspund la nivelul la care vă manifestați dumneavoastră, pentru că eu sunt avocat de profesie. Dacă m-ați și lăsat să vorbesc, dacă am vorbit pe rând, că vorbiți peste mine păi și este nepoliticos. Eu încerc să explic domnului Botin, pentru că dumnealui m-a invitat aici în emisiune, cum stau lucrurile de fapt. Păi cu spuneți, atacați în instanță nu decizia Tribunalului București? Nu am cum să port o discuție argumentată. Deci dumneavoastră vorbiți în calitate de avocat sau reprezentant? Păi, domnule, nu ajungem nicăieri. Domnule deputat. De ce v-a dat afară? Pe păi nu-i dat afară, păi știe, nu, acum o jumătate. Deci am contestat toate aceste metode a lui Simion. La trei persoane, de exemplu, Mare Flulea. Ascultați-mă puțin, eu nu vreau să intru în discuțiile astea. Nu, vă explic, am contestat. Dați-mi să vă răspund. Nu, ascultați-mă puțin. Eu de dumneavoastră n-am auzit. V-am văzut la televizor, nu știu, dar eu de Simion totuși am auzit. Ok. Așa cum o văd eu, așa, din exterior. Simion este cel care e un tractor pentru partid. Am înțeles. Pentru dumneavoastră aveți... știți care este valoarea? De ce nu vă vedeți intern? Deputat, în 2020, în 2019, Simion a candidat la europarlamentare. Nu deputat, a reușit singur. Domne, a reușit singur 119.000 de voturi. Noi am nu făcut parte erați deputat și nici nu o să mai fiți vă Simion. Domne, Simion era deputat fără... Fără dumneavoastră nu era deputat Simion. Vă faceți rău la ora asta și dumneavoastră și faceți rău și partidului. Deci dumneavoastră sunteți avocatul Simion? Nu, vă spun că eu am o speță similară în PMP. Și eu am avut aceeași poveste. Colegii mei împreună cu domnul Tomac au hotărât că
ar fi bine să nu mai fac parte. Nu m-au dat afară, atenție, m-au revocat. Mi-am văzut de treaba mea. Duceți-vă, bă, oameni buni. Oricum să ceartă la fel. Cristi Diaconescu e un bâlci. Și am intrat într-un proiect politic care s-a strigat că dreptate în România. Bâlci, deci dacă e dreptate, considerați că vi se cuvine, domnul Ciubuc. Aveți o atitudine de om care s-a ajuns și crede că îi se cuvine. Înainte să vă bage Simion în Parlament, nu erați. Nu erați, da? Ați ajuns deputat datorită AUR. Ați auzit vreodată de vorba aia, nu mușca mâna care te hrănește? Stimată doamnă, stați un pic, atenție, eu am cheltuit de bun simț. Ca să susțin campania lui Simion, ca să plătesc Simion. Și ce voiați să vă facă Simion campania, să vă plătească el bannerele cu figura dumneavoastră? Nu, eu am stat cu mâna întinsă la Simion. N-a venit niciodată Simion cu mâna întinsă la dumneavoastră. Lăsați că v-a făcut om Simion. Nu e adevărat. Dacă nu era el, nu erați astăzi aici în calitate de deputat. Vedeți că mergeți în fiecare zi în Parlament și încasați sume foarte mari ca și parlamentar al României. În cartea mea ce de muncă, făceați înainte? Discutați cu ceilalți, aveam o companie imobiliară. Se vede din comportamentul pe care l-aveți și meserie, din limbajul pe care am folosit. Doi copii și o familie haideți, care o creez de 12 ani. Comportamentul dumneavoastră vorbește de la sine. V-am văzut în live azi în Parlament. Retrageți-vă cuvintele, nu Simion mi-a dat de mâncare. Eu i-am dat lui Simion și am plătit sediul central al partidului. Sunt martori. Lună de lună. Adică ați contribuit la contribuit. Partid. Am plătit mese, protocoale, dumneavoastră. Și nu-i normal veniți, ca membru ca venim, de partid să contribuiți. Am plătit cafele la birou, am plătit apă. Am înainte de a veni parlamentar. Eu și am șervețele la masă. Când dumneavoastră nici nu vă uitați la aur. Adus șervețele? Când dumneavoastră nici nu vă uitați la Simion. Nici nu știați cine Simion. Eu zic că nu mă cunoașteți. Am venit în proiectul ăsta când dumneavoastră apărați procese în instanță. Eu zic că nu mă cunoașteți și nu puteți să faceți afirmații. Eu am crezut ca și ceilalți mulți mii de români care au fost înlăturați acum și aduceți tot felul de membri PSD, PNL, tot felul de pripturiști și tot felul de acum oameni care urmăresc doar funcțiile. Să știți că de când ați plecat dumneavoastră din partid, calitatea membrilor AUR a crescut. Credeți, îmi pare rău să vă credeți. Spun. Da. Și ni se alătură din ce în ce mai mulți oameni de calitate, cu studii înalte, profesioniști în domeniile lor. Mă bucur. Și să știți că foarte mulți ne spun că vin tocmai pentru că au plecat oameni ca dumneavoastră și în sfârșit pot să se alăture AUR. E o realitate ce vă spun. A plecat sau n-a plecat? Păi n-ați zis că ați câștigat în instanță? Stați că nu-i să-i zis adefectiv. Dumneavoastră urmează să o atacați în instanță, nu? Eu nu știu ce o să facă. Păi vedeți, dumneavoastră nu știți ce face AUR. Eu v-am zis că avem o hotărâre judecătorească definitivă. Să vă zic, să sunăm și pe șoșoacă. Da, da, să sunăm și pe șoșoacă. Eu zic că nu dați dumneavoastră ordine ce să fac. Păi dar spus că nu știți, atacați sau nu. Eu vă spun în felul următor, avem o hotărâre judecătorească definitivă care a validat congresul. Și vorba de înregistrările, modificările asupra statutului. Haideți să vedem în instanță, să iasă motivare, mai discutăm peste câteva luni. Pe 22 iunie, domnul Simion hotărâre. Este președinte la partid, nu se desfințează AUR, nu pleacă domnul Simion acasă, nu pleacă nici domnul Claudiu Târziu, care este președinte CNC. Echipa este puternică, continuă. Domnul Ciubuc poate să vorbească necunoștință de cauză, până la urmă nu este jurist. În momentul în care nu respect statutul și legea partidelor, partidul poate fi dizolvat. Domnul Ciubuc, dați lecții juridice, pui vezi dumneavoastră, dar nu sunt acte jurist. Acte interne în interiorul partidului care au produs efecte juridice. Au dat afară patru parlamentari, drept, a retras sprijin politic a consilierilor din Valea Lungă. Este părerea dumneavoastră. Dacă obțineți o hotărâre definitivă că n-a respectat statutul, se desfințează partidul. Așa zice domnul Ciubuc. Dacă cere cineva asta, da. Dacă n-ați depus noastră prima acțiune. Poftiți? Când? Acum câte luni? Acum un an și. Știți de când se judecă Toma cu Diaconescu în PMP? S-au săturat și judecătorii. Nu mă interesează. Nu am nimic de pierdut. N-am nicio miză politică. Știți ce urmăriți dumneavoastră? Mea politică știți ce urmăriți? Notorietate. S-a strigat dreptate pentru România. O să candidați în 2024 din nou și vreți notorietate. Că vă dați multă fără notorietate. Simion a auzit de dumneavoastră. Imaginea mea a fost perferită de Simion și în continuare este perferită. Domnul Ciubuc, vă perferiți singur în fiecare zi prin discursul pe care l-am făcut. Că nu mai pot eu de voi. Am aflat o informație extrem de importantă. Vladimire, Cone, țarule, a aflat fratele tău de la niște băieți? Unde este a Prigojina tău, frate? Dacă cred că știi și tu. La Green Smântână, nu știu, eu te-am scăpat. La hotelul Green City din Minsk. Ți-a plăcut asta? N-am cont în ruble, dar merge și în dolari. Trăiți ani. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune. Ne întâlnim cu Anca Alexandrescu în câteva minute. Revenim.
Frământată e viața asta, fraților. 100% e la final. Doar vă las pe mâini bune. Anca Alexandrescu, culisele statului paralel imediat. Bun găsit, Anca. Bună seara, Laurențiu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ați deschis șampania, gata? S-au tăiat pensiile speciale, politicienii și-au făcut numărul, circul a fost și el prezent. De acum gata, toate problemele României se vor fi rezolvate, sigur, până ajunge legea la CCR. Apoi o luăm de la capăt. V-a explicat Diana Joșoacă în direct la noi ce n-a putut să explice în sala de plen pentru că Freddy de la Timișoara a trimis-o la circ. Dar e ok. Acum, înainte de vacanță, de ce să nu plece românii fericiți să se bronzeze cei care își permit? Puțin. Pentru că marea lor majoritate abia trăiesc de la o lună la alta. Mă certa cineva ieri că nu zic nimic de useriști. Uite că zic azi și despre ei. M-am uitat pe declarațiile lor de avere și stau și ei la fel de bine la milioanele din cont, precum cei de la PSD și PNL. Dar stați că și-au luat ciolac cu o consilieră care e susținătoare înfocată a comunismului. Și sigur, toți politicienii vor deveni egali cu tot poporul. E o doamnă interesantă, coordonator de programe la o fundație germană celebră și care în urmă cu ceva vreme ne îndeamna să reflectăm. De ce totuși suferința fizică și durerea unui animal în fața morții, făcând referire la porc, ar fi mai prejos decât cea a unei ființe umane? Adoră monumentele cu, secera și ciocanul și își face și poze cu ele. Keep calm and be communist, ne îndeamnă doamna. Vorbim azi și despre dezastrul de la căile ferate. Din peste 8.000 de kilometri de șine în 22 de ani, s-au reconstruit doar 500 și speranțe prea mari nu sunt nici acum. Superformantul domn Grindeanu. Spun cei de la Proinfrastructura că sunt întârzieri uriașe și lucrări proaste. Ca să înțelegeți, lucrările de acum ne vor întoarce doar la anul 1869. E bine? Azi e ziua în care iar vorbim despre marea resetare și globalism și vă arăt cum reprezentanții uriașei companii americane BlackRock explică ce beneficii cu ghilimele de rigoare are războiul din Ucraina pentru globaliști. Și da, din nou vorbim despre efectele secundare ale vaccinurilor anticovid, despre cum ar putea deveni obligatorie vaccinarea și mai ales despre noua normalitate despre care vorbesc medicii. Într-o zi de gardă, în 24 de ore, 32 de pacienți cu infarct, 21 dintre ei sub 52 de ani. Da, din păcate se întâmplă în România, țara în care Ministrul Sănătății își pune ambiția cu bolnavii de cancer pentru că el visa să candideze la președinția României. Vă aștept de la 18, 3 ore. Dar stai, păi ce? Păi n-aveai și bomba? Să o dăm acum la final? Păi dar nu să dăm, așteptare! Pac! Repede, repede! Dar nu zi bomba, nu Marcel zi bomba! Marcel Ciolacu a rămas fără certificat revoluționar! Ai dat bomba! Acum, că a devenit premier. Cu rol determinant. Până acum, cu rol determinant. Nu adică mai are, că Buzău nu-i pe lista orașelor care... Băleu! Băleu! La 18, exclusiv. Băleu! Aveți informații și o să vedeți și documentul. Băleu! Gata, Anca! La fix, doamnelor... Nu, la fără două minute. Doamnelor și domnilor, trei ore de culisele statului. Ce ai făcut, Marcele? Rămăsești fără? Aoleu, mama noastră! Ne vedem mâine la 16. Pa, pa!